marele jaf al secolului s-a întâmplat într-o perioadă de maximă represiune, în perioada comunistă, și vorbim totuși de sfârșitul anilor 50, când securitatea era omnipotentă. În perioada interbelică au existat mai multe jafuri, dar după război, în vremea comunistă, cel mai cunoscut este evident cel din 1959. A fost un jaf total atipic. Bine, în primul rând, fiindcă jafuri bancare nu prea au existat în România, decât jafurile eventual efectuate chiar de banchieri care au reușit să fraudeze băncile sau propria bancă. ...28 iulie 1959, ora 8 dimineață. Sediul Băncii Naționale de pe Calea Giulești. 5 bărbați și o femeie, toți mascați și înarmați, au atacat mașina Băncii Naționale și au jefuit-o. Au furat 1.686.000 de lei, echivalentul a ceea ce ar însemna astăzi în jur de 250.000 de dolari. O sumă destul de mare pentru acea dată și pentru România. După aceea, s-au suit într-un jetax și au pornit în trombă. Eu am scos dintr-un geamantan armamentul, care în mare parte era procurat de Alexandru Ioanid, și am început să-l împart celorlalți membri ai bandei. Fiecare și-a luat câte unul sau două pistoale. Ei opresc cu un taxiu, îl dau jos pe sub amenințarea armei pe taximetrist, iau taxiul și ajung în fața băncii. Supravegheaseră înainte zona, deci făcuseră un filaj asupra acestei furgonete, observaseră că nu avea pază armată, că nu era... Regimul se baza pe frica inoculată de ani de zile. Suntem în 1959, regimul era instalat deja oficial în 45, neoficial mai devreme. Și atunci, pentru ei a fost floare la ureche să ia saci cu bani. Au parcurs un drum aproximativ cu denumirile de astăzi, Giulești, podul Grant spre podul Calea Crângaș, Virtuții spre podul Ciurel. Unul din bandiți a trecut la volan conducând jetaxul lângă mașina băncii pe care au jefuit-o. Punct cunoscut este locul din strada Dr. Teohari, unde au abandonat mașina. Deci după ce au jefuit și au plecat cu taxiul, s-au oprit undeva la podul Ciurel ca să împartă banii, să vadă cât au luat, nu știu ce, și la un moment dat s-a apropiat un copil de ei, o undiță pescuia pe acolo, și de frică s-au urcat în mașină și au lăsat la fața locului câteva sute de mii de lei. N-au avut nicio problemă. În goana aia au scăpat vreo 200 de mii de lei pe acolo, recuperați ulterior de cetățeni și predați, după care s-au îndreptat în direcția Panduri, au abandonat mașina și au dispărut fiecare la casele lor. Acest jaf a fost atipic, mai ales prin identitatea persoanelor care au participat la jaf. Toți erau oameni de condiție bună, erau foști activiști, iar șeful bandei fusese până în urmă cu câteva luni șeful miliției capitale, șeful serviciului judiciar al capitalei. Deci era, dacă ar fi fost jaf în timpul lui, el ar fi trebuit să-l ancheteze, practic. Cine au fost cei șase autori? Alexandru Ioanid, fost Leibovici, membru de partid și colonel de miliție, șef al Direcției Miliției Judiciare, rudă prin alianță cu Alexandru Drăghici, ministrul de interne de atunci. Paul Ioanid, tot Leibovici, fratele lui Alexandru, era profesor universitar cu doctorat la Moscova, șef de catedră la Academia Militară. Paul Ioanid participase ca reprezentant al României la programul spațial al Uniunii Sovietice. Igor Sevianu, fost Herscovici, inginer de aviație, membru de partid, locotenent de miliție până în 1951. Participase în timpul celui de-al doilea război mondial la acțiuni de sabotaj împotriva naziștilor. Soția sa, Monica Sevianu, membră de partid și ziaristă,
Trăise în Israel, unde fusese și măritată și s-a întors în țară cu avânt revoluționar. Aveau împreună doi copii. Sasha Mușat, născut Glanzstein, profesor universitar de istorie și rudă prin alianță a lui Emil Bodnăraș. Haralambie Obedanu, născut Lazarovici, fost ofițer în Ministerul de Interne, ziarist și decan al Facultății de Jurnalism de la Academia Ștefan Gheorghiu până în 1958. Nume sonore, persoane importante. Putem să-i vedem chiar pe protagoniștii Jafului într-un film comandat de Securitate în scop propagandistic. El trebuia să fie difuzat în fața colectivelor de oameni ai muncii de pe la diverse instituții în scop educativ. Așadar, filmul în care nu joacă actori, joacă înșiși protagoniștii Jafului, a fost regizat de Virgil Calotescu în anul 1960. Ce i-a făcut să accepte, să joace, să-și joace propriile roluri? Este un mister. Poate într-o încercare forțată de reabilitare, din disperare, sau poate pentru că li s-a promis reducerea pedepsei. Cert este că imediat după terminarea filmărilor, chiar înainte de difuzarea filmului, au fost cu toții executați. Mai puțin Monica Sevianu. Era pe la sfârșitul anului 1959 când am consemnat în paginile cronicii noastre cinematografice acest caz. Filmul a fost, ca să zic așa, ghilimele de rigoare, educativ, propagandistic, adică că n-a fost dat în circuitul publicului, a fost pentru circuit închis. În acest film al lui Virgil Calotescu, Reconstituirea, se spune că în schimbul participării la acest film li s-ar fi făgăduit viața, lucru neadevărat, fiindcă au fost împușcați. Nu știm cum au reușit să-i convingă, probabil mizând pe propunerea de reducere a pedepsii. Ori trebuia să fii naiv să crezi că partidul te mai lasă în viață după ce ai făcut, și atunci cred că a fost și un mijloc de propagandă. Activitatea noastră de constituire în bandă a început în anul 1957. La început am activat împreună cu Glanzena Brașa Sasha. Iar în 1958 am recrutat în bandă pe Obedeanu Aralambie, Alexandru și Paul Ioanid. Ne-am procurat armament și munițiuni și am făcut pregătiri pentru comiterea atacului de Jaf de la 28 iulie. Dar să vedem cine erau cu adevărat cei șase protagoniști ai Jafului, care a fost evoluția lor, ce spuneau ei înșiși în înregistrările făcute și cum a avut loc operațiunea. Erau doi frați, Alexandru Ioanid, fost colonel de miliție, și Paul Ioanid, care era una din stelele științei românești, era fizician, lucrase la laboratorul atomic de la Dubna, avea foarte multe emisiuni de televiziune. În televiziunea de-abia apăruse, în 59 de-abia erau 2-3 ani de când apăruse televiziunea, iar emisiunile de știință erau susținute de acest Paul Ioanid. Bandit care se ascundea sub paravanul de intelectual, Ioanid Paul, ca și ceilalți membri ai bandei, a găsit că este mai ușor și mai bine să-și procure bani prin tâlhării decât prin muncă cinstită. Era inginer de aviație, fusese la lansarea Sputnicului, erau oameni umblați, citiți, nu erau niște nei ca nimeni, deci ei își asumau, atunci chiar așa au fost prezentați. Uitați, membrii de partid, la ce s-au dedat. Și și-au căpătat pedeapsa. O bandă compusă din câteva elemente, printre care și o femeie, mascați și sub amenințarea armelor, au atacat și jefuit mașina băncii de stat, care se afla în fața filialei din strada Giulești, de unde au furat suma de 1.686.000 de lei.
Ce a făcut pe acești oameni inteligenți și cu o stare materială bună să recurgă la acest gest nebunesc? Faptul că au ocupat funcții înalte după care au fost dați afară și marginalizați, ca să demonstreze că nu meritau un asemenea tratament, au comis jaful din răzbunare, dintr-un spirit de aventură nebunesc sau din siguranța că nu vor fi prinși niciodată. Ei, ca fir, erau destul de aventurieri, deci adrenalina juca un rol în cazul lor. Întotdeauna când judecăm asemenea fapte, trebuie să le punem în contextul național și internațional. În 1953 moare Stalin, începe epurarea aparatului de stat comunist-sovietic de evrei. Din câte se pare, acolo au fost eliminați inclusiv doctorii, medicii care îl trataseră pe el. La noi vin valurile cu mult mai târziu. Deci încerca să spună că românizează aparatul și că ține țara în mâini. Asta este în 1959. Sașa Mușat a fost profesor la noi la Facultatea de Istorie. Bun, nu, eu nu l-am prins, evident, dar era profesor fără să aibă studii. E curios, erau toți foști ilegaliști, făcuseră parte dintr-un grup creat de Emil Botnăraș, altă personalitate a regimului comunist și e cu multe lumini și umbre, destul de misterios. Unii dintre ei fuseseră în Israel, luptaseră pentru înființarea statului Israel în 1947-48. Singurul semn de întrebare ar fi următorul. Acest Sașa Mușat, care ajunge profesor la Facultatea de Istorie, bine, omul era un impostor, ajuns acolo. Deci singurul semn de întrebare ar fi cu privire la acest Sașa Mușat. Gleinstein? Da, pe numele adevărat Gleinstein, toți aveau un alt nume, care inițial a fost agent trimis de securitatea română ca spion în Occident. Și acolo a fost deconspirat. Când? Înainte de 1958. Sașa Mușat s-a întors, după ce a fost deconspirat sau retras de către aparatul comunist. Deci avea pregătire informativă, contrainformativă și a ajuns profesor, să-i spunem, în ghilimele de rigoare, la Universitatea din București, Facultatea de Istorie. El este unul din autorii jafului. Se pare că el ar fi fost instigatorul și cel care nu a fost executat după arestarea întregii bande. Păi nu au fost toți executați? Așa se spune oficial. Dosarele de la CNSA spun că au fost executați toți în Valea Piersicilor. Toți, cu excepția Monicăi Sevianu, care avea doi copii și care a ieșit odată cu ultimul lot de deținuții de drept comun sau politici în 1964, decretul dat de Dej, pe ultima 100 de metri, înainte să moară. În dosarele de la CNSA, 10.000 de pagini, 3 metri, se spune că toți au fost executați. Numai că acest Sașa Mușat, care ar fi fost folosit ca instigator, e un semn de întrebare. Vă cer să condamnați pe Sedianu Igor, Sedianu Monica, Glanșa Navrașa Sasa Zilmușat, Ionit Alexandru, Ionit Paul și Ubedeanu Haralambie la moarte. Mobilul ar fi fost că Sașa Mușat, având o anumită pregătire, fiind și felul lui mai aventurier, un spirit din ăsta așa, ar fi fost folosit de regimul comunist pentru a atrage mânia proletară asupra unei etnii. După 10 de ani de la jaful din 1959, încă apar semne de întrebare. Încă nu se știe foarte clar care a fost mobilul celor 6. E adevărat că spiritul de aventură și consistența jafului i-a mânat în această acțiune cu un curaj nebunesc. Totul a fost foarte bine organizat și, ca să reușească, și-au făcut mâna, cum se zice, pe jafuri mai mici din magazine alimentare și de textile. Nu era primul jaf, am mai jefuit. De obicei, luau un taxi, îl amenințau pe taximetrist, pe șoferul de taxi, sau eventual îi dădeau una în cap și lăsau, și pe urmă cu taxiul și făceau activitatea infracțională.
În acest loc, la restaurantul Pescăruș din Parcul Hrăstrău, a început sfârșitul. Aici, milițienii au aflat informația care i-a condus la autorii jafului și, în final, la rezolvarea anchetei. Dar nu imediat, pentru că informația era atât de hilară încât milițienii au ignorat-o, nici nu au băgat-o în seamă. Dar asta până când securitatea a preluat ancheta. Ei au început să cheltuiască banii. Aveau bani mulți acum. Și la un moment dat au fost toți membrii bandei la celebrul restaurant Pescăruș, Hrăstrău. Miliția, sigur că i-a interogat în primul rând pe șoferii de taxi care fuseseră victimele anterioare ale acestei bande, să spunem. Deci, milițienii au luat pe taximetriștii care îi văzuseră la față anterior și au început să se plimbe cu ei până restaurantele Bucureștiului. Doar taximetriștii respectiv vor recunoaște persoana care, în urmă cu luni de zile, le-au comandat taxiul. Și la un moment dat, într-adevăr, cu un astfel de taximetrist, au ajuns la restaurantul Pescăruș. Banda Ioanit era chiar acolo, chefuia. Iar taximetristul a zis, pielie. El, Alexandru Ioanit, adică. I-a zis milițianului. Ăla, milițianul, văzându-l pe Alexandru Ioanit, postul lui șef, colonelul de miliție Alexandru Ioanit, l-a luat la poceală pe taximetrist. Nemernicule, îți bagi joc de noi, cum să fie? Dar ai tovarăși colonel. Cum? Și l-au bătut bine. Dar ulterior, văzând că miliția nu face față, tot cazul a fost preluat de securitate. Vă dați seama ce a încasat-o sărmanul taximetrist, cel care l-a recunoscut aici la Pescăruș pe șeful poliției ca fiind autorul jafului? Pentru că nimeni nu l-a crezut, ba mai mult decât atât. Milițienii au considerat că este un afront la adresa anchetei și a anchetatorilor. Însă sărmanul om avea dreptate. Securitatea s-a uitat mai atent pe declarația taximetristului, că taximetristul a declarat, domne, eu pe ăla l-am recunoscut. Milițienii n-au vrut să ia în considerare, zicând, e tovarășul colonel. Securiștii însă au fost mai suspicioși și au zis, bă, dar dacă ăsta are dreptate? Și atunci au pus sub supravegherea lui Alexandru Ioanit telefonul. Principala informație a venit pe tehnică. Microfon și telefon ascultat. România are telefoane interceptate din anii 20-30. Alexandru Ioanit, șeful bandei, mergea din când în când pe la miliție și se interesa de mersul anchetei, el vrând să chipurile să dea o mână de ajutor, dar întrebându-i pe milițieni, cum e cu jaful, i-ați prins pe aia, ce pistă aveți? Alexandru Ioanit, după cât se pare mare iubitor al muzicii de preferință ușoară și al vieții de huzur, își aștepta niște musafiri cu care stabilise să se întâlnească. Dar Alexandru Ioanid nu și-a imaginat că este deja interceptat și așa s-a dat de gol. Au vorbit între ei la telefon și imediat miliția i-a ridicat pe toți. Au fost descinderi, atunci miliția nu intra cum intră poliția acum, respectând drepturile omului, la 6 dimineața, au intrat în toiul nopții, i-au luat pe toți și și-au recunoscut faptele. Procesul a avut loc la tribunalul de pe Știrbei Vodă. Toată ancheta a durat destul de puțin. Jaful a avut loc în luna iulie, iar în septembrie deja acuzații se aflau în aceste săli. Cu toții au fost condamnați la moarte, mai puțin Monica Sebianu, pe motiv că era mamă a doi copii. Deși se pare că au existat și alte motive pentru care Monica Sebianu a scăpat de pedeapsa capitală. I-a avut un parcurs destul de interesant. Până la urmă a emigrat și în Israel, dar la un moment dat s-a intersectat cu alt dizident celebru, Belu Zilber, unul din martorii principali în procesul lui Crețu Pătrășcanu. Această Monica Sebianu s-a infiltrat în
casa lui Bellu Zilber și a furat manuscrisele. Asta se întâmpla undeva până 69-70, manuscrisele în care Bellu Zilber povestea tot cazul Pătrășcanu. Lucru care te poate duce cu la ideea că Monica Seveanu intrase în sfera securității și poate ca urmare a faptului că n-a fost executată. 18 februarie 1960, ora 8 dimineață. Fortul 13 Jilava, în Valea Piersicilor. Cei 5 bărbați au fost executați prin împușcare. Monica Seveanu a fost închisă până în 1964, când a beneficiat de o amnistie și mai târziu a emigrat în Israel. În 1977 a murit de cancer. Pe lângă cei 6 autori, ancheta a afectat mai multe persoane care au fost cercetate. Ei se numesc, din păcate, victime colaterale. Au fost întâmplări tragice, fiindcă primii bănuiți au fost cei din furgoneta Băncii Naționale. Era șoferul, era casierul Gogan, care a fost omorât în bătaie de securitate, considerat el vinovat, și mai era un însoțitor care nu e altul, nimeni alt decât tatăl lui Ilie Năstase, Constantin Năstase, și care a stat câteva luni bune și a fost torturat rău de tot. Casierul băncii a murit în timpul anchetei. Cum? Dumnezeu știe cum. Bătut, strâns cu ușa, era suspect. Și atunci direcția anchetei din securitate el a murit nevinovat. A fost o muncă atentă, exactă, căci nu ai dreptul să bănuiești ca infractori oameni nevinovați. Acest jaf a rămas cu multe necunoscute și cea mai mare necunoscută e totuși de ce au dat acest jaf. Jaful este foarte important pentru că are loc într-o perioadă comunistă, în 1959, și comuniștii spuneau că noi am lichidat orice acțiune a bandiților, a infractorilor, prin cantitatea, prin numărul mare de bani furați. Și, în opinia mea, este unic în tot spațiul comunist. Adică un asemenea jaf de o asemenea amploare nu a avut loc, cel puțin în anii 40-50, când aparatul represiv era foarte puternic. Nu a avut loc în nicio țară fostă comunistă. Era o palmă pentru o rânduire comunistă să jefuiești Banca Națională în 1959, era inacceptabil. Cazul Actul de Jaf din 28 iulie a fost rezolvat datorită eforturilor susținute depuse de lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne cu sprijinul efectiv al cetățenilor cinstiți. Ei apără în fiecare clipă cuceririle revoluționare și veghează ca munca pașnică și viața din ce în ce mai luminoasă pe care și-o făurește poporul nostru sub conducerea partidului să nu fie tulburată de dușmani.